Fraților, salutare, eu sunt Mihăiță și da, dacă doriți și voi acest mod, urmăriți cu atenție tutorialul, abonați-vă dacă sunteți noi și bineînțeles apăsați butonul de like acolo cu toții să strângem un număr cât mai multe de like-uri de fapt. Ok, nu vă spun acum ce mod este jocul, vă voi spune imediat după ce voi face prezentarea, dar după ce îl vom instala. Ok? Pentru început avem nevoie de două aplicații de Mega și de Zarciver, le găsim gratis pe Magazin Play. Nu vă trebuie bani, aplicațiile sunt virusate, deci vă spune că vă puteți face treaba destul de bine cu ele. Merge doar pe Android, repet, nu vă trebuie cont pe aplicația Mega. Ok, după ce s-a descărcat jocul, intrăm în aplicația Zarciver, glisăm ușor în jos și trebuie să căutăm folderul Mega. Ok, glisăm, da, iată, am găsit și folderul Mega, dăm click pe acesta. Dăm click pe Mega 2 Vlan și iată, avem jocul aici, FTS 19 România Christmas Edition. Deci da, ați văzut și voi, este versiunea Pro care v-am vorbit în tutorialul precedent, acela cu Crăciun în mod cu zăpadă. Am văzut că v-a plăcut foarte mult, dar și acesta este unul destul de bine. Este Pro și vă spun că este o versiune mult mai tare, cu grafică mult mai mișto. Ok, dăm click pe acesta, dăm click pe joc, dăm pe view, mai dăm o dată. Iar acum avem acele trei afișiere cu care noi vom lucra, APC Data și OBB. Ok, ar trebui să dăm click pe APC Pro, să dăm click din nou, să dăm pe Open și ok, așteptăm să se extragă automat și dăm click pe instalați. Un lucru foarte, foarte important după ce s-a instalat, nu cumva să vă grăbiți, să dați, deschideți pentru că stricați toată treaba și nu vă va merge. Ok, așteptăm să se instaleze în curs de instalare. Bă, jocul nu are virus și vă poate feri, deci aplicațiile acelea Mega și Zarciver au fost verificate și nu sunt cu virus. Ok, dăm click pe terminat, dăm click pe data înapoi doar de 2 ori și ne arată la cele 3 fișiere APC data și OBB. Dăm click pe data, ținem apăsat pe acest scris. Dăm pe copii, acum dăm aici sus, dăm pe device memory, căutăm folderul Android. Ok, dăm click pe Android. Dacă vă întrebați de ce vorbesc așa, sunt un pic răcit, dar în fine asta nu contează. Dăm click pe data, iar acum dăm click pe acesta verde. Ok, mi-a arătat asta deoarece l-am instalat ADN-uri, dar vă va arăta exact ce mi-arată și mie acum. Deci după ce extrageți OBB-ul, vă va arăta și vouă exact asta. Ok, am terminat cu APC, am terminat cu data, mai rămas de extras OBB și este foarte, foarte simplu. Dă click pe tasta înapoi doar de 2 ori și ne-ar da la cele 3 fișiere. Ok, acum trebuie să dăm click pe OBB, să ținem apăsat pe acest scris, să dăm pe copy, să redăm mai sus, să redăm pe device memory, să recautăm folderul Android și acum un lucru foarte important, mai trebuie să dăm click pe data, dăm pe OBB. Iar acum pe acesta verde. Bineînțeles, mi arată asta, vă nu vă va arăta, vă arăta exact ce mi arată și mie acum pe ecran. Ok, guys, deci gata cu instalarea, vă invit să-mi dați un follow pe Instagram, aveți Instagramul meu în descriere, Instagramul oficial, m-ar ajuta foarte, foarte mult și vă mulțumesc dacă ați făcut asta pentru mine. Ok, dăm un joc în FTS 19, România. Bă, ok, jocul mi s-a părut un destul de bun, iată, avem un background cu Yanis Hagi, avem și Colinde. Ok, bă, un background destul de interesant. Background-ul și în mare parte butoanele sunt făcute de mine, special de mine. Bă, ok, dă un click, iată, avem și scris FTS 19 România Christmas Edition Pro. Bă, ok, iată, vă văd la început la o carieră. Haideți să vă învăț cum să vă alegeți echipa care veți voi. Dați click aici pe Manager Mode. Ok, ia, după ce am dat pe Manager Mode, dați la My Club aici. Iar aici jos aveți un fel de un coș de gunoi, unde scrie resign. Dați pe acesta și dați yes. Ok, jocul este ca nou, acum nu aveți nicio carieră. Ok, nu vreau să fac carieră, vreau să vă prezint și să vedem odată cu toții dacă sunt toate loturile, toate pana mea și voi. Ok, avem Liga 1 cu RCS Daco Getica, fosta Juventus București, în caz că nu știați. Ok, avem o Liga 1 destul de mare pentru că așa este așa a fost jocul și altfel nu a putut fi editat, dar părerea mea este că e destul de interesant. Ok, avem și Liga 2 a României, Casa Pariurilor. Ok, să dăm drumul la un amical, să dăm drumul la un coleg. Frumos, nu? Ok, lăsăm așa să se audă. Dăm drumul la un amical, joc contra Astrid. De ce? Nu mă întrebați așa, mi-am venit acum. Hai să dăm start, nu mai edita nimica. Uitați-vă și voi ce grafică este asta. Uitați-vă că nu este o grafică una tare și chiar nu este mișto. Uitați-vă și voi.
La fel îl face NL de unde îți dai să găsim o să mai lucra foarte mult la grafică. Nu mai este gazelul acela cu zăpadă, cel cu rugă cu zăpadă, dar vă spune că gazel și acest gazel sunt super și merg tensărat și este și acest ultimul joc pe 2018 mod cu Liga 1 Beta. Nu mai este un joc care trebuie să vină prezint după acesta, după cum și noi perioada noastră, mamă, direct roșu cu nivelul. Deci da, fraților, deci putem spune așa că acesta este penultimul, după mai vine un joc super tare creat de mine special și cam asta a fost seria noastră cu Fiterele, cu fete să ne cuvânt de aia în România din 2018, bineînțeles, urmează un an, apă ce facă pentru asta, urmează un an cu bucurii și sper să ne bucurăm cu toții și să promovăm un joc super, super tare în continuare. Și vă mulțumesc și ce vreau să vă spuneți, să vă de Vedeți-mă că fără vreme să nu putea să facă Luke Bessie pe scenă ca și... Lucas! Oh, here's Lucas! You know, I thought that was in, and I think half the crowd did as well. Easy decision here. It's a goal kick.